Sigur ați auzit de Veronica Micle, prietena lui Mihai Eminescu. Dar despre fizicianul Ștefan Micle, soțul Veronicăi Miclei, știți? Ștefan Micle a fost un ardelean sărac din Feleac, dar muncitor, care lucra la Cluj ca ucenic strungar pentru a se întreține și a urma studiile. În 1848 intră în oasta lui Avram Iancu și ia parte la mișcarea revoluționară. Absolvă școala politehnică din Viena și ajunge profesor universitar la Iași, unde preia catedra primului profesor ce scrie un manual de fizică în limba română, Teodor Stamati. Ștefan Micle susține cursuri pentru publicul largheșan, devine rector al universității și, la apogeul carierei, avea 48 de ani, se căsătorește cu o fată tânără, frumoasă, inteligentă, într-un aranjament pus la cale de mama fetei. Nu avea cum să știe că tânăra lui soție, ajunsă studentă la Viena, avea să-l cunoască pe marele nostru poet. Ștefan Micle a ignorat în mare parte scrisorile anonime care relatau întâlnirea ascunse ale celor doi îndrăgostiți întorși în Iași. Niciunde, în amintirile despre el, nu se găsește vreo referință la povestea de dragoste a soției sale. Vă las cu acest citat despre Ștefan Micle din lucrarea Figuri de mari fizicieni români de Victor Marian. Într-o același an, 1858, el cel din tâi a ținut la Iași lecțiuni publice din electricitate și optică, cu așa succes încât sala cea mare rotundă și cele două colaterale de la Academie nu erau suficiente să cuprindă tot publicul mai vârtos din societatea aleasă a Iașului. Lui dar și nu societății junime trebuie să-i se recunoască întâietatea lecțiunilor publice din Iași. Privește aici primele articole de cercetare din fizică scrise de un român. Remarci cu numele lui este Emanuel Bacaloglu. Se întâmpla în anii 1860 și, e adevărat, numele îi trădează originea. Părinții lui au venit din Grecia și Turcia. Emanuel Bacaloglu a participat activ la Revoluția din 1848 în țara românească, împreună cu fratele său. Tăia dând lecții particulare și strângea în același timp bani pentru studii în străinătate. În anul 1856 pleacă la Universitatea din Leipzig, iar apoi la Paris. Urma cursuri cu August Ferdinand Möbius, cu Harry Becquerel și Jean-Baptiste Biot. S-a întors apoi în țară și a fost numit profesor de fizică la Facultatea de Științe a Universității din București în anul 1864, dedicându-se fizicii, orientat în acele vremuri mai mult către aspectele sale experimentale. În 1870 a publicat Elemente de fizică, primul manual universitar de fizică din țara românească. Bacaloglu a insistat pe utilizarea termenului iuțeală în loc de viteză și a menționat și noile electromotoare în lucrările sale, arătându-se mereu preocupat de aplicabilitatea practică a științei. În cartea sa, Bacaloglu spunea despre noile electromotoare că prezintă un interes practic mic din cauza efectului slab și a costului ridicat de întreținere. Cine putea prezice la vremea aceea apariția mașinilor electrice peste 100 de ani? Bacaloglu a fost și un matematician remarcabil, dezvoltând o formulă nouă în studiul fenomenelor capilare, cunoscută sub numele de curbura lui Bacaloglu. Și a fost primul român care a publicat articole științifice în fizică, începând cu anul 1859. Articolele sale științifice, primele scrise de un român în revistele internaționale de specialitate, au acoperit diverse subiecte mecanică, optică și electricitate. Iată cum descria Bacaloglu cererea lui de a face un curs gratuit de matematici superioare în clădirea universității. M-am oferit de a-l face duminicile și sărbătorile. De aceea vă rog, am dat permisiunea de a face acest curs facultativ și gratuit, ordonând unde se cuvine, ca să se pună în dispoziție pentru acest curs una din sălile Academiei, duminicile și sărbătorile, de la 10 ore dimineața. Sigur nu știți cine este primul doctor în fizică român. Îl cheamă Dimitrie Negreanu și în 1880 obține licența în fizică de la Universitatea din București. Este apoi profesor al Liceul Național Iași la catedra lui Ștefan Micle, soțul mult mai cunoscutei Veronica Micle. În 1882 începe un doctorat la Sorbona, sub îndrumarea profesorului Gabriel Lippmann, cel care a primit premiul Nobel în 1908 pentru fotografia în culori. În anul 1889 devine primul român cu doctorat în fizică, cu o teză despre eterificare și conductabilitate electrică. Întors în țară, Dimitrie Negreanu preia conducerea Catedrei de Căldură și Electricitate a Universității din București. A determinat constante dielectrice ale unor lichide și variația acestora cu temperatura și a măsurat căldura specifică și coeficientul de dilatare a materialelor.
Pe lângă aceasta, publică multe manuale de liceu, noțiuni de fizică pentru clasa a treia, noțiuni de electricitate, gravitatea pentru clasa a șasea, electricitate și optică pentru clasa a șaptea, dar și cursuri pentru facultate, electricitate statică 1907 și gravitație 1908. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la platformele de streaming online, cum ar fi movies.com, Azone și altele. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală în navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion, camere de hotel și mașini de închiria la prețuri mai mici, aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Surfshark are prețuri substanțial reduse luna aceasta de sărbători și oferta nu se va mai repeta curând. Cu serviciul Surfshark Alert poți primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Reducerea pe care o oferă surfshark.com/presură luna aceasta este o ofertă unică de sărbători. Obține 4 luni în plus gratuit pentru abonamentul Surfshark la un preț foarte favorabil. În 1890, România avea 5 fizicieni. Vi se par puțini? Spania avea 13, Japonia 11. Într-o vreme în care țara cu cei mai mulți fizicieni, Germania, avea aproape 200. Constantin Miculescu a fost unul dintre ei. Provenea dintr-o familie de țărani nevoiași și a putut urma liceul doar pentru că a fost ajutat de o rudă. Talentul său a fost recunoscut de profesorul Emmanuel Bacalogru, care l-a trimis să studieze la prestigioasa Sorbona din Paris. Acolo, înconjurat de un mediu academic stimulativ și colegi de renume, precum Marie Curie și Henri Poincaré, Miculescu și-a luat cercetarea în serios. În 1891 a obținut titlul de doctor în științe la profesorul Gabriel Liebmann pentru teza sa privind determinarea echivalentului mecanic al caloriei. Aparatul realizat de Miculescu, pe care îl vedeți aici, deși similar cu cel al lui James Prescott Joule, era mult îmbunătățit. Joule încălzea apa dintr-un recipient folosind palete puse în mișcare de căderea a două greutăți prin intermediul unui scripete. Pentru un control mai bun al temperaturii, Miculescu a înlocuit recipientul de apă stătută cu unul de apă curgătoare. Întors în România, Miculescu a devenit profesor la Universitatea din București în 1894, dedicându-se pedagogiei și cercetării în domeniul optic. Știți cine a luat pentru prima dată doctoratul în fizică în România? Se întâmpla în 1912. Dimitrie Muncețianu a fost al 11-lea copil al unei familii de preot și a început seminarul teologic, dar în scurt timp l-a părăsit, fiind atras de științele exacte. În 1884 și-a luat licența la Facultatea de Științe din Iași, iar apoi a fost trimis în străinătate de către Ministerul Agriculturii pentru studiul meteorologiei. În 1896 obține licența de știință în Paris. În 1911 preia Catedra de Gravitație, Căldură și Electricitate a Universității București. Peste un an, la aceeași universitate, obține doctoratul, cu o teză despre rezonanța acustică a lichidelor și viteza sunetului. În lucrarea de doctorat a obținut și câteva relații empirice pe baza cărora a estimat viteza sunetului într-un fluid infinit. Asta după ce în 1907 a făcut experimente de determinare a vitezei sunetului la stația Filaret. De aceea, astăzi, Dimitrie Bungețianu este considerat părintele acusticii în România. Știi cine a înființat primul post de radiodifuziune din România? Fizicianul Dragomir Hurmuzescu. Născut în 1865, Dragomir Hurmuzescu candidează cu siguranță la titlul de cel mai mare fizician experimentalist din România. În 1887 a absolvit Facultatea de Științe a Universității din București și a continuat studiile la Paris, unde a devenit șef de promoție și a urmat un doctorat sub îndrumarea lui Gabriel Liebmann, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică pentru descoperirea fotografiei în culori. În lucrarea sa de doctorat, Hurmuzescu determină în laborator, printr-o metodă indirectă, viteza luminii. În experimente, folosește un electroscop pentru măsurarea sarcinii electrice. Pentru a măsura mai bine, îmbunătățește performanțele electroscopului, producând un nou tip de izolator electric pe bază de sulf și parafină, pe care îl numește dielectrină. Acest material nu este doar un bun izolator, ci are și o bună duritate mecanică, făcându-l ideal pentru construirea și a altor elemente ale unor dispozitive de laborator. Hurmuzescu a concesionat dreptul de folosire a dielectrinei către firma Arveniat Chabot,
care a produs și vândut dispozitive experimentale din domeniul electrostaticii sub numele lui Hurmuzescu. Noua aparatură Hurmuzescu este prezentă în majoritatea laboratoarelor importante din lume, așa cum se vede și aici, într-un anunț din The New York Times. Continuăm povestea lui. Când era încă la studiu în Franța, un alt fizician, Wilhelm Röntgen, descoperă razele X. Împreună cu colegul său lui Penoast, Dragomir Hurmuzescu profită de ocazie și studiază efectul radiației X asupra unui electroscop încărcat. Experimentul demonstrează că radiația X ionizează aerul. Aici vedem experimentul său. În stânga este un tub catodic care generează raze X. Pe masă, în dreapta, este un electroscop pe care îl recunoaștem prin cele două lamele care se resping atunci când electroscopul este încărcat cu sarcina electrică. Razele X care ies din tubul catodic ionizează aerul din electroscop și astfel lamelele se vor respinge. Iată cum Dragomir Hurmuzescu este primul care a arătat astfel că radiația X este ionizantă. Acesta este motivul pentru care evităm radiația X, deoarece ea poate să provoace cancer. Dar Hurmuzescu nu s-a oprit aici, se întoarce mai întâi la ea și mai apoi la București, unde înființează Institutul Electrotehnic, cu aplicații cât se poate de practice, rezistența materialelor, mașini electrice, comunicații radioelectrice. Era vremea marilor inventatori. La București înființează primul post de radiodifuziune din România. La 1 noiembrie 1928 s-au auzit primele cuvinte ce au luat calea undelor. Alo, alo, aici Radio București, România! Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. De sărbători obține 4 luni în plus gratuit pentru abonamentul Surfshark la un preț foarte favorabil. Până data viitoare, sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!